Rodin Traicu are șanse foarte mari de a fi numit în funcția de vicepreședinte la ANRE. Se pare că acesta a trecut cu bine de audierile Comisiilor Reunite de Industrii și Servicii din Camera Deputaților și cea economică din Senat. Traicu s-a declarat în nenumărate rânduri un susținător al energiei produse pe bază de cărbune. Liderii de sindicat îl apreciază pe Traicu și cred că ar fi o variantă bună la ANRE. Despre numirea lui Rodin Traicu la ANRE se discută de câteva luni, însă abia acum aceasta prinde contur. Nominalizarea acestuia a trecut cu bine de Comisia de Industrii și Servicii din Parlamentul României. Traicu spunea la sfârșitul lunii mai că va acorda o atenție deosebită complexului energetic Oltenia, în cazul în care va ocupa funcția. Fără discriminare, evident. Asta este rolul autorității, de aceea a fost înființată. Sigur că voi depune toate eforturile ca, dacă voi ajunge în această postură, să rezolvăm toate problemele în toate domeniile energetice de care răspunde autoritatea și, evident, în primul rând, la CEO. Liderii de sindicat văd cu ochii buni numirea lui Traicu la ANRE. Da, mă bucură că totuși s-a ajuns în situația în care să fie schimbat schimbată conducerea la ANRE-ul, acea conducere mafiotă care eu de ani de zile am acuzat-o pentru că face diferențe pe piața de energie. Din câte știu eu, domnul Traicu este un specialist, să sperăm că dumneavoastră va face datoria și va conduce bine ANRE-ul. Complexul energetic Oltenia întâmpină de mai mult timp probleme pe piața de energie, iar sindicaliștii au protestat în nenumărate rânduri la sediul ANRE.